Și profesorii de religie din Episcopia Maramureșului și Sătmarului au participat zilele acestea la consfătuirile anuale. Ieri, întâlnirea cadrelor didactice din județul Satu Mare s-a ținut la Catedrala Adormirea Maicii Domnului și a fost prezidată de preasfințitul părinte Episcop Iustin. Ierarhul a binecuvântat astăzi și lucrările consfătuirii profesorilor din județul Maramureș. Consfătuirea cu profesorii de religie care își desfășoară activitatea didactică în învățământul preuniversitar în școlile din județul Maramureș s-a desfășurat în sala Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din incinta Catedralei Episcopale din Baia Mare. După un moment de rugăciune pentru profesori și elevi, au fost prezentate aspecte de ordin administrativ. Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a apreciat proiectele desfășurate anul acesta de preoți în colaborare cu profesorii de religie. Ca o noutate, toți elevii din județele Maramureș și Satu Mare au primit anul acesta din partea centrului eparhial câte o carte de rugăciuni. Am dat un semn că ne interesează, ca să aibă și din partea noastră o binecuvântare și să aibă un semn că sunt fii ai bisericii. Despre asta este vorba în procesul de învățare a religiei în școală, pentru că până la urmă îi învățăm să fie creștini, să fie creștini adevărați, să cunoască noțiunile elementare. Programa mai complexă, este. Complicată desfășurarea programei de învățământ pe un an școlar. Dacă însă reușesc profesorii de religie să -i învețe noțiunile elementare despre Dumnezeu întreime, despre Maica Domnului, despre Sfinți, despre Sintele Taine, despre Sfânta Biserică și începuturile ei, despre Biserica Ortodoxă Română și istoria și tradiția ei, profesorii de religie trebuie să fie nu încă un profesor în organigrama școlii, ci alt fel de profesor. Și trebuie să fie liantul care îi adună și îi mângâie pe copii. Ei fac apostolat. Lucrarea profesorilor de religie în școală este prelungirea pastorală a lucrării bisericii. În cadrul ședinței au fost aduse în discuție acțiuni viitoare, programele școlare actuale, organizarea cercurilor metodice și prezentarea metodologiei de organizare și desfășurare a competițiilor școlare. La întâlnirea aceasta au fost prezenți profesorii din județul Maramureș, 115 profesori are județul nostru, și cu această ocazie a fost prezentat și noul inspector școlar, în persoana părintelui Nikita Marius. Sperăm că Dumnezeu să ne binecuvinteze lucrarea cu multă energie, cu multă determinare și cu multe realizări. În cadrul ședinței de lucru am prezentat o diagnoză anului școlar 2022-2023, de asemenea am prezentat reperele metodologice pentru aplicarea curiculumului la clasa A11 în anul școlar 2023-2024, iar în final am diseminat activități de bună practică. Întâlnirea de astăzi a fost benefică și constructivă, iar rezultatele cu siguranță se vor vedea pe parcursul anului școlar. În județele Satu Mare și Maramureș, își desfășoară activitatea peste 170 de profesori de religie.